Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 21 octombrie. Berbec. Problemele de comunicare dintre voi și partener vor determina tensiuni în viața de cuplu, tensiuni ce trebuie rezolvate rapid, dacă nu vreți să degenereze. Încercați mai cu seamă să nu mai aveți ultimul cuvânt în toate. Viața sentimentală nu va fi deloc în regulă dacă sunteți la concurență în legătură cu chestiuni care vă privesc pe amândoi. Aveți grijă cum vă manageriați finanțele pentru că există riscul de a cheltui fără control, ceea ce înseamnă pagubă curată. Este un moment foarte potrivit pentru a începe să faceți mișcare, fie o formă de sport, fie doar simple plimbări în natură, care vă pot ajuta și la relaxare. Taur. Comunicarea facilă cu cei din jur vă poate ajuta în rezolvarea mult mai rapidă a numeroaselor chestiuni. Dacă vă este greu să comunicați, faceți un efort de voință pentru că veți ieși foarte câștigați. Problemele financiare vă vor ocoli astăzi, însă nici nu trebuie să tentați soarta din acest punct de vedere. Se vor reînnoi legături cu persoane din trecut, legături care se vor dovedi foarte folositoare în prezent. Bucurați-vă de un climat astral calm și liniștit, care vă poate servi perfect pentru a vă reface forțele dacă simțiți că acest lucru vă este necesar, sau pentru orice alte acțiuni care sunt pe placul inimii voastre. Gemeni. Viața amoroasă se anunță destul de tumultoasă. Aveți mare grijă la tentațiile care ar putea să apară și să vă sucească mințile. Înainte de a vă implica în cine știe ce aventură, analizați ce ați putea avea de pierdut. Analizați corect riscurile ce ar putea să apară. Există un risc crescut de conflicte cu partenerii de relație din cauza exercitării autorității asupra copiilor. În plan profesional, stabiliți-vă obiective precise și acționați țintit pentru atingerea lor. Mersul în derivă nu vă va duce nicăieri. Situația materială nu vă va cauza griji deosebite. Bucurați-vă de întâlnirile pe care le veți avea astăzi. Unele dintre ele s-ar putea dovedi extrem de folositoare. Rac. Încercați să fiți ceva mai răbdător cu cei din jur, să vă impuneți mai mult tact și diplomație în relația cu aceste persoane. Nu criticați fără încetare anumite modalități de acțiune, pentru că se poate întâmpla ca și voi să fiți cu altă ocazie în aceeași situație. Unii pot acționa mai încet, alții mai rapid, fiecare după posibilități. Relațiile cu familia trebuie menținute în echilibru, astfel încât liniștea să domine căminul și viața voastră personală. Fără a depune ceva eforturi în acest sens, acest lucru nu va fi posibil. Evitați a face excese astăzi, căutați modalități de a include alimente sănătoase în dieta voastră, mai ales dacă nu prea ați acordat atenție până acum acestor aspecte. Leu. O întâlnire nu tocmai amiabilă cu o persoană de care vă credeți apropiați vă poate destabiliza sistemul de valori, vă poate afecta încrederea în propria judecată. Chiar dacă ambianța de la locul de muncă nu este una amiabilă, iar acest lucru vă deranjează teribil, nu este un moment prielnic pentru a face schimbări în situația voastră lucrativă. Partea financiară a existenței voastre va fi destul de volatilă, de aceea va trebui să aveți mai multă grijă cum vă distribuiți veniturile. Nu vor fi motive de îngrijorare cu privire la starea de sănătate. Viața sentimentală vă va oferi mari satisfacții și momente unice alături de partener, mai ales dacă vă veți aduce și voi contribuția. Fecioară. Astăzi vă veți simți foarte curajoși și veți fi gata să vă asumați și riscuri mai crescute pentru acțiuni cu potențial de câștig mai ridicat. Atenție însă să nu împingeți limitele prea departe, pentru că acest lucru va cauza în mod clar probleme. Norocul nu va fi de partea voastră, dar nici nu vă va ocoli total. Dacă veți prinde momentul potrivit, este posibil să aveți câștiguri mult mai mari decât în zilele obișnuite. Bineînțeles, nu ne referim doar la câștiguri de natura financiară. Schimbul de idei în contactele sociale pe care le veți desfășura vă va ajuta atât în viața personală cât și în viața profesională. Balanță.
Se vor produce unele schimbări pozitive în ceea ce privesc câștigurile voastre financiare. Veți fi mult mai liniștiți din acest punct de vedere, însă trebuie să aveți grijă să mențineți mereu o balanță pe plus. În plan profesional, limitați-vă la ceea ce puteți face și faceți cât puteți mai bine. Totuși, rezultatele pe care le preconizați se vor lăsa așteptate. Unele dintre prognozele voastre vor fi destul de eronate, ceea ce va șterbi, fără doar și poate, încrederea în propriile forțe. Familia vă va solicita intervenția într-o chestiune în legătură cu care există controverse. Fiți obiectivi în răspunsul pe care îl veți da și nu vă încurcați în amănunte nesemnificative. Scorpion. Păstrarea echilibrului emoțional trebuie să fie o prioritate pentru voi astăzi. Asalturile asupra psihicului vostru se vor produce cu repeziciune și este foarte posibil să ajungeți la limite unii dintre voi. Uneori vă pierdeți cumpătul de la mult mai puțin, așa încât va trebui să fiți de două ori mai vigilenți în situațiile puse în discuție. Dați atenția cuvenită chestiunilor de interes pentru voi, dar nu vă mai ocupați mintea și timpul cu treburi neimportante care nu fac decât să vă întârzie în atingerea obiectivelor propuse. Împărtășiți-vă stările de spirit persoanei iubite. Permiteți-i să vă ajute să treceți mai ușor peste greutățile unei zile mai dificile. Săgetător. Pentru fiecare dintre ambițiile voastre personale ați putea găsi o justificare plauzibilă. Totuși, realizarea acestor ambiții trebuie să țină cont de unele limite ale decenței și de relațiile de prietenie pe care le aveți în prezent. Acțiunile au consecințe și dacă veți adopta o hotărâre greșită din acest punct de vedere, este puțin probabil că veți fi iertați. Relația de cuplu va fi înnegurată. Cu greu veți reuși să ajungeți la un numitor comun cu partenerul, iar acest lucru vă va afecta mult din punct de vedere mental. Iar dacă tendințele posesive exacerbate, autoritarismul exagerat, nu vor fi temperate, vă puteți aștepta chiar la rupturi în relația de cuplu. Capricorn. Aveți tendința de a vă risipi energiile în toate direcțiile, fără a face ceva concret, fără a vrea rezultate palpabile. Din păcate, acest mod de acțiune vă poate aduce numeroase necazuri. Apetitul pentru intrigă, pentru scheme oculte de acțiune, trebuie neapărat temperat, pentru că nu veți avea nici de cum succes dacă veți opta pentru astfel de maniere de acțiune. Fiți cinstiți și tranzați lucrurile cât mai clar posibil, pentru că rezultatele să fie pozitive și benefice pentru voi. Aveți de asemenea grijă și la asocierile pe care le faceți astăzi, pentru că nu toate vor fi spre binele vostru. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mai bine mergeți singuri pe calea aleasă. Vărsător. Pornind de la propria voastră intuiție, veți ști cum să profitați de oportunitățile care vi se vor oferi pentru a scoate profit maxim pentru voi. Angajați-vă la proiectele care vă stimulează, însă aveți grijă să nu preluați mai mult decât puteți duce. Limitați-vă la posibilități și ceea ce faceți, faceți cât mai eficient și cât mai bine. Legăturile cu apropiații vor fi privilegiate astăzi. Partenerul trebuie impulsionat în a-și mărturisi grijile. Puțină atenție către preocupările acestuia vă pot aduce apreciere, iar sentimentele dintre voi se vor intensifica. Supra-solicitarea vă poate aduce oboseală excesivă și de aici probleme hepatice sau neurologice, migrene. Pești. Sistemele de protecție pe care vi le-ați setat par să nu dea rezultate scontate. O anumită tensiune nervoasă vă va domina încă de la primele ore ale dimineții, iar această încordare, pe lângă faptul că nu vă va lăsa să vă concentrați cum trebuie la ceea ce aveți de făcut, vă poate cauza și probleme de sănătate, dureri de cap sau de stomac. Aveți grijă ce vorbă rostiți și față de cine, compania poate să ne fie întotdeauna cea dorită. Cuvinte prea acide și tăioase pot să îndepărteze de voi pentru timp îndelungat, prieteni sau rude apropiate. Analizați așa cum trebuie posibilitățile existente, înainte de a vă implica în anumite proiecte.